Încă unul. La ieșire, interesant. Nu am mai văzut o stație, două, dar nu. Părăsim acestul la 500 și merg pe 511 acum. La revedere. Ceva silozul. Spare. Și o luăm spre Botoșani. No, de la Verești mai îs 44 de kilometri. Bine, frumos. Auzi și voi sunetele, cum e trenul cu trenul. Da, da. Nu e nimic spectaculos. Și, da, salutare, sunt aici. Ce să zic? Da, ne-am cazat aici seara asta și dimineața imediat am venit. Deci n-am rost la Suceava câți oameni este și n-am văzut în viața mele. Mă rog, am văzut la București, dar la noi, în Arad, în Timișoara, în vest, acolo n-am văzut atâția oameni să stea la trenuri așa. Deci, pe bune, e interesant. Dar nu, dar hai să continuăm aici, că totuși despre asta e vorba, nu despre ce au fost acolo. Acum e ok, e frumos. Floare soarelui, clasic, cu stâlpii cu care ne suntem neobișnuiți. Și da, suntem în Moldova, regiunea Moldovei a României. Și ai compartimentul, salon, câte două locuri pe rând și da. Și prize. Ceea ce e ok. Una Dubrăveni, alta Bosuceni. Interesant. Mă, dar arată bine, să-mi bag piciorul dacă nu. Ok, super, wow. Foarte mult. Știi ce? Că puteai trimite telegramă. Telegrama era un fel de SMS. Pe vremea aia. Da. Tu hârtie, scriai ceva dat important și ajungea repede. Da. Și într-o zi.
Și era... și din asta, și din asta făceau bani, știi? Deci. No, și mai repede de o zi. Acum ăștia puteau. Ăștia puteau să facă și bani din asta, deci CFR-ul, deci de stai da, seama. Știi, așa stâmpi de Telegram. Normal. Pe vremea 1800. Nu, nu, normal astea sunt pentru ei. Dar se putea folosi și pentru public. Da. Așa am citit. Atât de ai. Normal. Păi și din asta făceau bani. Vrei să trimiți o informație importantă, apelai la asta, la poștă. Trebuia să completezi. Aha. Alte vremuri, iară. S-au schimbat multe de atunci. Acum sunt calculatoare. Telefoane, calculatoare, instant. Numai să ai rețea. Da. Dar nu-i voie. Ar trebui altuns, frumos. Dar și aici ai... Nu contează că nu-i curent. Ceva stație. Silozul, nu știu ce. Ah, hale. Hale de depozitare. Arată destul de bine. Că da, era platformă de cântărit. Nouă. Ah, da. Arată destul de bine. Bucecea. Păi gândiți-vă și aici erau multă de servire exista și acum Marfa s-o cam dus de aici. Preluat tijurile și astea. Dar nu. Călătorii, nu. Cursele de călători sunt foarte puține. Dacă au zis bine, ori 3, ori 4 pe zi. Perechi. Dar nu. Și viteza oricum minime. Deci, din păcate. Nu. Cum ți se pare? Păi, puțin altfel aici oricum, nu ca la noi, adică, nu. Cum zic eu de obicei, are un farmec aparte. Și ăsta. Potiș. Sub Carpatic. Păi vezi că și Transilvania și înălțări și vezi și câmpie și dealul ros și nu. No, vezi cum e și aici. Iar limitare de 30. Multe forme de relief și câmpie și deal. Destul de pustiu. Da, am prins ceva viteză. Pe bune. Dacă așa de rapid n-am mers de pe magistrala 800. De când am trecut de Verești, de atunci n-am mers așa de repede. Doamne fie. Oricum, linia 511 simplă, neelectrificată. Vedeți și voi peisajele. Unice în felul lor, oricum. Altfel de viața e și pe aici, decât la noi, acolo în vest. Da, mini-o stație, magazie de mărfuri, normal, trebuie să fie. Și da, era din ăla pentru urcat animale. Să vedem ce e asta. Poate nu acum, poate după ce plecăm. Sau? E orta. Bun. No, avem un tren. Perechea noastră, cred că Timișoara, nu? În Botoșancică. E aici. Interesant.
la de ori de aici. Și are ideea. Bine, am venit și puțin aici în spate. Spre mers un pic, cât pot. Și după aia mă duc înapoi, în locul meu. Până atunci pornim și noi. Oricum o legendă din trecut. Vagoane frumoase oricum aici. Ah, portocala hidraulică. Wow, interesant. Hai că mă duc înapoi. Văd că sunt trei linii folosite aici. Mă rog, cred că au fost 4. Se vede că au fost 4, dar aia nu e de mult folosit. Și o linie se desparte încolo, interesant. Aici e pe lângă noi. Cred că era o linie secundară, ca mea. Cred că da, era la Dorohoi. Cred că da. Nu vreau să zic o prostie. Cred că da. Ascultați și aici un pic sunetul șoantelor. Că nu mai avem mult până la Botoșani. Da, cel puțin, dacă nu mai mult, 50 de ani. Da, nu. Că nu bagi bani în ceva, o vreme se duce. No, numai Botoșani urmează deja, nu mai avem alte stații opriri. Deci, dacă mă întrebați pe mine, începe să fie destul de obositor și abia am mers o oră, deci... deci nu a fost obositor să venim de la Arad la Suceava și obositor aici, că abia merem ceva, deci nu știu care-i treaba. Dar nu, că nu mai este mult oricum. Păi nu, din de bădării, nu mai zic, de acolo, în depărtare oricum e, că deja Botoșani. Ar cam trebui, că ne apropiem de final. Da, și puțină istorie. În mai 1868, România încheie convenții cu consorțiul Offenheim pentru construirea liniei și în noiembrie 1871 se dă în folosință linia Iurești-Botoșani. Deci, da, naționalizarea se face în 1888 și trece în patrimoniul statului român. Da, nu. Atât, cam atât. Viteza maximă pe linie e 60 de km pe oră, ceea ce s-a și văzut, că nu merge mai repede. Și minim am văzut și merge și cu 20-30 limitări. Da, nu. Da, asta e deja Botoșani, apropiem de stație. Am văzut bine pe partea asta să fie, așa că vă mulțumesc frumos de vizionare. Dați un like și subscribe. Punați-vă așa frumos, atingeți și clopoțelul ca să vă notifice pentru următoarele videoclipuri și ne vedem în următorul videoclip. Salutare și pace! Fiți iubiți de aici din tren, în apropiere de Botoșani. Prin pădurii. Pe bune. Imaginați-vă că aici era o mișcare.
industriale, mai multe. Și aici a intrat ceva linie. Limitare de 30, iară. Și aici, iară. Ceva. Ceva stilosul sau foste. Cred că foste. Se vede cum intră ce e acolo. Ceva, cândva. Da, da. Ce liniște. Vezi ce liniște e? Ce liniște e? La oră mi-era, ca ce? Așa viteza redusă nu am dus de nu știu când. Dar oricum, aici suntem, așa că... Bye!